Să admitem că ești în concediu în Spania și ai prins niște reduceri fantastice. Normal, trebuie să profiți de ele. Sau o companie Avia are promoție de o singură zi cu reduceri de 50% la biletele de avion. Normal, iarăși, trebuie să profiți de asta. Dar pentru toate plăcerile astea ai nevoie de bani. Prieteni, salutare și bine ați revenit pe vlog. E vară, e soare, așa că vă propun astăzi să vorbim despre o temă plăcută. Despre un card pe care ai întotdeauna niște bani rezervă. Ei stau cu minciori acolo și când ai nevoie, îi utilizezi. L-am alături de mine pe Vlad. Vlad, salut! Bună ziua, Dumitru! Nu ne-am văzut de mult. Da. Încerca o lună și ceva. Cam așa. Spune-mi tu, Vlad, foarte pe scurt, ce înseamnă un card de credit? Pe scurt va fi complicat de spus. În primul rând, foarte mulți... Eu mai am întrebări. Ok. Foarte mulți cetățeni, în primul rând și chiar clienții noștri, confundă un card de credit cu un card bancar. Deci cardul de credit este acel card pe care banca vă pune la dispoziție o anumită sumă de bani. Deci asta este în primul rând card de credit. Deci nu, diferența față de un card de debit este că la cardul tu de debit... Tu ai bani pe card, ai corect, vă depuneți pe card proprii bani, iar la cardul de credit este o sursă financiară de bani pe care vă pune la dispoziție banca. Deci asta este cardul de credit. Până aici toate bune și frumoase. Card cu bani la îndemână pe care îi poți folosi când vrei tu, la orice oră din zi sau noapte. Ok, și acum partea interesantă. Câți bani poate să pună banca, spre exemplu, Moldincombank, pe acest card? Deci, suma maximă pentru un card de credit este de 500.000 de lei pentru carduri platinum. Deci, pentru un card VIP, cum VIP. Însă, pentru un card regular, gold, suma maximă este de 100.000 de lei. Deci circa 5.000 de euro. Da. Considerăm că este o sumă destul de bună pentru a acoperi necesitățile foarte multor clienți. Eu îl folosesc de obicei acest tip de card în vacanțe, atunci când sunt peste hotare. Mi-am planificat un buget pentru vacanță și uneori apare, știu, o cumpărătură care tare vrei să o faci. Vrei să iei un gadget care la noi n-ai cum să-l găsești. Și atunci ce faci? Apelezi la această rezervă de bani. Spune-mi care sunt cele trei pachete. Cui, în primul rând, orientăm cardul de credit? Fiindcă mulți se întreabă de ce cardul de credit, dar nu un credit de consum, da? Care acum se promovează la greu. Deci, în primul rând, cardul de credit, avantajul lui cel mai mare este că puteți utiliza banii doar atunci când aveți nevoie de ei. Deci, nu plătiți nicio dobândă pentru banii depuși de către bancă pe acest card. Haideți să vedem acum și care sunt comisioanele, dobânda, perioada de grație, detalii din astea care îți pot juca festa uneori. Plătiți dobânda doar atunci când utilizați banii. Deci, și cel mai interesant este perioada de grație, fiindcă dacă, spre exemplu, astăzi fiind data de 8 iunie, am achitat ceva cu acest card de credit, spre exemplu, mi-am cumpărat un telefon, da? De ultimă generație. Dobânda o voi începea să o plătesc doar după 60 de zile de la momentul utilizării acestui. În 7 august. Cam așa. Deci dacă timp de aceste 60 de zile eu voi rambursa suma integral pentru acest telefon sau pentru creditul utilizat, deci nu voi plăti absolut nimic băncii. Absolut nimic. Niciun unică ce achită persoană este tariful de deservire a cardului. Și care este tariful? Iată, aici ne-am făcut trei diferențieri, trei pachete. Este pachetul cel mai simplu, basic, care costă doar 5 lei lunar. Deci, așa și este, 5 lei lunar. Însă el oferă o perioadă de grație de doar 30 de zile. Dobânda după perioada de grație este de 13,5%. Următorul pachet este optim. Deci costă 20 de lei, costă, are 45 de zile perioada de grație și dobânda este de 12,5, deci cu un punct procentual mai mic. Și pachetul Gold, pe care eu îl recomand, este, costă 40 de lei pe lună, deci vi se oferă un card Gold sau Mastercard sau Visa la alegere, costă 40 de lei pe lună, aveți dobânda de 11,5% și perioada de grație de 60 de zile. Deci eu recomand, fiindcă diferența între un Basic și Gold este de doar 35 de lei. Dar avantajele sunt net superioare, cu două puncte procentuale mai mică dobânda și perioada de grație de două ori mai mare. Până aici toate sunt bune și frumoase, dar spune-mi, Vlad,
Oricine poate să meargă și să ia un card gold, trebuie să îndeplinești niște condiții. Deci cardul de credit este de fapt o combinație din două produse bancare. Una, cardul bancar, plasticul și contul, și a doilea produs este creditul. De fapt, pentru a obține un card de credit trebuie să întruniți aceleași condiții ca și pentru un credit de consum. Și aici sunt câteva criterii. Spre exemplu, dacă apelați și doriți un card de credit de o sumă de 30.000 de lei, atunci este suficient doar să aveți un salariu per persoană, deci de cel puțin 4-5.000 de lei net. Pentru 30.000 de lei nu este necesar să aveți imobil, nu puneți nimic în gaj, și în majoritatea cazurilor nu trebuie nici persoană garant. Dacă ai un venit suficient și dacă nu ești căsătorit, nu trebuie niciun garant. Deci asta este, suma aceasta este cea mai accesibilă. Practic pentru majoritatea salariaților care primesc salarii mediu pe economie și îl primesc oficial. Așa, pentru o sumă de 50.000 de lei, deja cresc un pic necesitățile, de cerințele față de client, este necesar și o persoană garant. Iar pentru suma de la 50.000 de lei până la 100, este nevoie să aveți un imobil în proprietate. Deci nu îl puneți în gaj, nu îl asigurați, nu faceți contracte de gajare. Ne-ai spus care sunt procentele, da, pe care le ia banca în cazul unei dobânzi. Ce câștigă banca dacă eu întorc creditul sau banii pe care îi utilizez în perioada asta de grație, de două luni? Ce câștigă banca în acest business? Pentru că banca întotdeauna câștigă ceva. Banca ce câștigă? Acești 40 de lei, în cazul cardului Gold, tariful pentru administrarea cardului, de servire cardului. Și cel mai interesant, că acest card Gold, dacă îl iei fără credit, costă 80 de lei. Iar dacă îl iei cu credit, costă 40 de lei. Deci îl stimulăm să-și ia totuși un credit, cât de mică limită n-ar fi. Dar ce câștigă? Când achitați cu cardul, indiferent în internet, în țară, în afara țării, important să fie o tranzacție făcută cu cardul, ca și cu un card de debit. Banca câștigă acel procent pe care plătește comerciantul. Deci el poate fi 1-2-3%. Da, deci până la 4% în dependență de comerciant. Asta în primul rând ce câștigă. În a doilea, câștigăm dacă totuși clientul are nevoie urgent de sumă, o sumă de bani în cash, deci în numerar, și el poate extrage bani de pe cardul de credit sau la bancomat sau la orice ghișeu al băncii, în acest caz se percepe un comision unic din suma extrasă în mărime de până la 2%. Deci, în cazul deci dacă credit, scoți banii cash din bancomat, până la 2%, da? Da, din suma extrasă. Mai exact, 1,9% din suma extrasă. A doilea, totuși, noi sperăm că unii clienți vor lua sume mai mari, nu se vor încadra în perioada de grație pentru achitarea acestui credit și după perioada de grație, cum și v-am mai spus, se calculează o dobândă. Și aici e cel mai interesant, că dobânda fiind în cazul cardului de credit Gold de 11,5%, nu are niciun comision de administrare suplimentar, deci este dobândă absolut curată și este anuală. Finală. Da, este finală. Deci este foarte simplu de calculat cât vei achita lunar. Însă avem o cerință pentru a fi sigur că clientul achită lunar acest credit. Noi avem o solicitare, deci în contract este stipulat ca în fiecare lună să se achite cel puțin 5% din suma luată în credit. Nu din limita, dar din suma achitată. Spre exemplu, iarăși revenim la un telefon mobil, spre exemplu, de 10.000 de lei. Așa. Deci lunar trebuie să achizi cel puțin 500 de lei. M-ai dus într-o zonă în care am devenit confuz. Deci ai luat, ai scos, ai plătit 10.000 de lei. Așa, pentru telefon. Corect. Regulamentul spune că ai două luni perioada de grație. Perioada de grație pentru calcul dobânzii, nu pentru plata creditului. Deci calcul dobânzii. În perioada de grație nu se calculează dobânda pentru creditul utilizat. Da, corpul creditului da, trebuie să-l plătești. Creditul trebuie să-l plătești. Deci așa. 5% cel puțin trebuie să plătești. Și în cazul dat, de fapt, cardul de credit se transformă în instrument de procurare a bunilor în rate. Da? Ai cumpărat un telefon, îl achizi timp de un an, doi, câte 5%. Poți să plătești servicii, nu? Da, poți sau să plătești. Sau dacă te afli peste hotare, la fel poți să faci plăți. Absolut corect. Deci plățile online nu au hotare, ci poți să le faci fiind chiar și peste hotare. Așa, un life hack, cum să-ți recuperezi dobânda și costurile suplimentare. Hai. Cumperi un produs în perioada promoțională. Așa. Deci eu recomand, având un card de credit, deci când sunt promoțiile?
iarna, după sărbători, atunci când nu sunt bani. Deci când scade cererea, când toți clienții își cheltuie banii și apare decesul diminuare cereri, iar comercianții pentru a schimba această cerere oferă reduceri, uneori foarte considerabile. Chiar și noi în Moldova am început să oferă reduceri foarte considerabile. În această perioadă, cardul de credit te ajută să-ți faci cumpărăturile, de exemplu, aceleși îmbrăcăminte pentru anul următor, la prețuri de două ori mai mici, cu banii din cardul de credit. Deci cu cardul de credit îți recuperezi foarte ușor dobânda și cheltuielile care vei plăti în decurs de un an. Eu aș zice că este un instrument foarte util, foarte convenabil pentru anumite situații. Pentru vacanțe, pentru promoții, pentru momentele când ai nevoie urgentă de bani, cum mi s-a întâmplat mie odată la Wizz Air, spre exemplu, există anumite zile în care... Foarte bun exemplu. Reducere de 30% și am cumpărat bilete la Wizz Air cu o reducere de 30%. Deci în loc să plătesc vreo 1000 de euro pentru 5 persoane, am plătit vreo 400, 500. Chiar a fost o reducere foarte mare. Am prins o reducere super faină. Și nu aveam bani pe card. Pe cardul de debit, cardul salarial. Pe cardul și noroc că aveți bancomate în care poți să introduci banii cash-in. Aveam niște bani cash la mine. Am mers întoi o nopție la bancomat, am suplimentat contul, am venit acasă și am procurat biletele. Dacă aș fi avut banii pe cardul de credit, probabil că plăteam de pe el. Deci asta la fel este una dintre situațiile când poți beneficia rapid de banii ăștia. Cu cardul de credit, deci poți suplini de pe cardul de credit, poți face un transfer pe cardul de debit când nu-ți ajung bani. Prin aplicație. Doar aici vreau să fac o remarcă, deci noi dorim să fim transparenți și cinstiți cu clienții, fiindcă chiar și pentru tranzacțiile P2P, deci asta nu este o cumpărătură, oricum se va percepe un comision de 1,9%. Deci dacă îmi transfer de pe cardul meu de credit, pe cardul de debit, așa. Deci se va achita, fiindcă în cazul dat utilizați banii de pe... Am înțeles. De pe cardul de credit, de pe cel de debit, 1,9% din tranzacții, dacă... Întorc creditul de pe cardul de debit pe cardul de credit? Nu se percepe nimic. Și aici e foarte interesantă tema. Diferența între un credit de consum este că cardul de credit poate fi foarte ușor achitat oricând doriți. Spre exemplu, la bancomatele cash-in ați depus bani pe cardul de credit oricând și chiar poate să vă le achite orice altă persoană. Vlad, eu îți mulțumesc pentru aceste informații, pentru că am făcut puțină lumină. V-am spus că eu deja am depus o cerere pentru ca să primesc acest card. Eu sper că ea va fi pozitivă și abia aștept să merg în vacanță. Ai fost în vacanță? Încă nu, însă deja am cardul de credit. Apropo, mi-am făcut un upgrade la cardul Gold, la cardul Platinum, fiindcă cardul Platinum pe lângă Gold îți oferă, diferența este de doar 60 de lei taxa administrare lunară, îți oferă asigurare. Deci de călătorie, pentru toată familia. Deci asta este super. Fără ca să faci nimic, automat ești asigurat. Da, automat ești asigurat. La noi sunt mai ieftine carduri de credit chiar și decât în România și în alte țări, chiar și față de Statele Unite. E că aceste 11,5% nu au alte taxe în România, penalități. Dacă tu nu cheltui cel puțin o dată în lună, ai penalitate, ai tot fel de comisioane pentru sumele disbursate, chestii care ajunge până la 17% de euro. Și mai este un moment, deci eu aș vrea spus, în ce caz când este avantajos cardul de credit, când faci, de exemplu, o reparație. Când faci o reparație, de obicei, cum se întâmplă? Reparația durează o lună, două, până la un an de zile, da? Sau veșnic, la Moldoveni. La Moldoveni, veșnic. Și în situația asta, cum se întâmplă? Iai un credit de consum, spre exemplu, tu faci un calcul că să ai nevoie de 70.000 de lei pentru a-ți cumpăra acolo mobila, vopsii, pereții. Din moment când ai luat aceștia 80.000 de lei, banca îți calculează dobândă. Așa? La card de credit și tu o cheltui treptat. Astăzi 10.000 de lei plătit pentru vopsea, mâine 20.000 de lei pentru scaune, poi mâine pentru mobile și tot așa. Deci cheltuielile le faci în decurs de un an. Deci și tu nu utilizezi la timp banii oferiți. Plătești dobândă pentru ei. Însă în cazul cardului de credit tu folosești atunci când ai nevoie și plătești doar pentru banii utilizați. La final, prieteni, o concluzie. Viața ne-a învățat pe toți că este bine întotdeauna să ai o rezervă de bani. Fie că trebuie să faci reparație, trebuie să cumperi urgent niște bilete de avion sau există situații mai puțin plăcute în viața asta pe care nici nu vreau să le menționez aici. Cardul ăsta e fain să-l utilizezi pe perioade scurte, de câteva luni, spre exemplu, atunci când ai garanția unui venit stabil sau unul planificat,